în direct și în reluare pe platourile de filmare în aceeași echipă tare. La cererea telespectatorilor, spectatorilor și youtuberilor care ne privesc pe toate dispozitivele mobile, imobile și de perete, revenim cu un nou subiect. Hai să discutăm despre traficul rutier în România, în orașe și pe șosele, dar mai ales despre ce ar trebui să se îmbunătățească la infrastructură. Bine, toată lumea o să sară acum, domne, autostrăzi, autostrăzi. Știm să mergem pe ele? Nu. Așa. Stai așa, Mihai, stai așa să dau eu ăsta. Stai că-l pun aici. Că e cam răpat. Stai, dragilor, puțin. Nu te auzi. Nu mă aud? Nu, ori te auzi mai tare decât se aude Daniel. A, trebuie să ne auzim stereo. Așa, da. Bun, să continuăm. Eu aș schimba altceva la infrastructură. Ceva ce nu ține în infrastructură. Calitatea șoferilor. Trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi vrea să ajungă acolo, dar dacă ne întrajutorăm în sensul de a fi amabil în trafic, a ne înțelege, a nu ne mai încăpățâna să demonstrăm ce n-avem nimic de demonstrat, de fapt. Știi că, din nou, mult mai departe la educație, asta este un proces. Știi, uite, că, apropo, codul rutier din România, dacă îmi amintesc eu bine, prevede ca mașinile de școală de șoferi și începătorii să circule cu 10 km pe oră mai puțin. Decât limitele de viteze. Asta înseamnă că acele mașini vor fi niște dopuri, niște frâne pe arterele pe care circulă. Depinde. Dacă îi înțelegem că la un moment dat toți am fost așa, corect, ar trebui să nu ne supărăm, să ne aducem aminte că toți am trecut prin diverse momente de necunoașterea reacțiilor mașinii, de necunoașterea comenzilor, de frica de o manevră a unui alt participant la trafic, de un pieton care știm cum circulă și pe unde traversează. Ar trebui totuși să școlile de șoferi din România nu pun accentul pe respectarea legii, care ceea ce este foarte bine, dar nu pun accent pe dezvoltarea abilităților individului la volan, pe dezvoltarea simțului, pe dezvoltarea vederii periferice, pe anticiparea traficului. Și astăzi, și de asta avem situații în trafic de genul: se pune verde, unul pleacă săgeată, altul pleacă pâr, unul nu e atent la telefon, la semafor și se uită în telefon. Iar în trafic vedem aceeași situație: oameni care merg încet, pe banda 2, pe banda 3, oameni care trec cu mult peste viteza de mers în oraș pe banda 1. Din nou, suntem țara radarelor, dar n-am auzit pe nimeni că a fost sancționat că mergea prea încet pe o bandă destinată mersului mai repede. Plus, pietonii. Da, revenind totuși la dimensiunea atât a benzilor de circulație, cât și a drumurilor europene, naționale, la cât am condus, ale nu se par că sunt o idee mai mici, intră la apă, cumva. Planurile sunt ok, dar la finalizare lipsesc câțiva centimetri. Da, acum depinde, vezi, și sunt o grămadă de localități din România pe care sunt traversate de șosele, care nu au trotuar. Automat, oamenii care locuiesc acolo, pe unde poate să circule? Decât pe carosabil. Cumva, nu poți să spui că să aibă fiecare localitate șosea de centură sau drumuri care să le ocolească, dar trebuie găsit o soluție și pentru pietoni. Să nu uităm că un pieton, pe o vreme de ploaie, el trebuie să ferească și de intemperie și pentru tine ca șofer e mai ușor să îi anticipezi manevra, poate se dezechilibrează, poate ferește o baltă și să reduci viteza și să-l ocolești. Știu că sună SF ce spun, dar ține de fiecare dintre noi până la urmă. E o autoeducare continuă. Într-adevăr, nu trăim aceea zi în fiecare zi. Avem și noi gândurile noastre, avem servicii, avem trăim oricum, întâmplări. Oricum, zgomotul ploii, atunci când ești pe jos, îți ascunde zgomotul unei mașini care vine. Vântul, de asemenea, poartă zgomotul.
Adică eu știu că atunci când te deplasezi pe jos, pe o șosea care este circulată și de mașini, e bine să te deplasezi pe sensul, pe sensul invers. De invers, adică pe partea din stânga, ca să vezi tu mașinile din față, să nu te trezești cu mașina în spatele tău lângă tine. Adică mașina care îți va veni din spate va avea, va fi dincolo de o bandă. Și mai e o chestiune, în momentul în care utilizezi un astfel de mijloc de deplasare, adică mergi pe o șosea europeană, pe un drum european, e bine să ai elemente reflectorizante care să semnaleze prezența pe șosea, ori în momentul în care 80% din îmbrăcăminte este bleu-marin, neagră, da, gri, noaptea toate pisicile sunt negre, nu? Da. Și atunci un ghiozdan, o brățară, o vestă, ceva care să îți salveze viața, pentru că rămâi la latitudinea hazardului tu ca pieton. Știu. Și ca șofer, haide să ne uităm la farurile mașinilor. Oare câte nu am văzut îngălbenite? Oare câte nu am văzut cu instalații de iluminat necorespunzătoare, cu tentă violet, care mai mult orbește decât îți luminează, doar nereglate. Pentru a avea o... Un simplu reglaj costă 10-20 de lei la un service care are acel aparat. Sau, până la urmă, poți să o faci tu pe un zid, dar bine, acolo există riscul să le reglezi greșit. Defectuos. Sunt multe de spus, dar totul pornește de la fiecare conducător auto. Suma greșelilor este dată de fiecare individ. Da, de greșeala care o face fiecare. Știi, uite, și nouă ni se întâmplă. De multe ori traversăm neregulamentar. Avem impresia, ne asigurăm, putem trece. Dar ce exemplu ești pentru altul, sau pentru un copil, sau pentru oricine alt, oricare alt participant la trafic? Nu ești un exemplu. Pentru că ai trecut tu, va mai trece și altcineva în spatele tău, și altcineva, și ne formăm o deprindere din asta, de a traversa neregulamentar, mai ales în orașe. Remarc pozitiv acele semne care anunță aici a fost o trecere pieton desfințată. Desfințată, da. Pentru că automatismul este în viața fiecăruia dintre noi. Și în momentul în care știi că acolo a fost, ai tendința să treci. Bine, la chestia asta, ideea e să mai stai și capul de pământ. Știi ce ar putea fi făcut și ce pot face autoritățile atunci când amenajează treceri de pieton? Și că poți împiedica omul să traverseze. De exemplu, bulevardele astea care au scoar, care le separă sensurile, care este spațiu verde. Și mulți traversează prin el. Putem planta pe el guard view sau pur și simplu tufe de trandafiri la rând și nu va mai traversa nimeni prin trandafiri și prin acel guard view. Știi, să se murdărească sau să-și agățe pantalonii. Sau o să fie câteva excepții care o să regrete. Mă rog, dar dacă ai un guard view de un metru, nu-l mai sari. Sau poți să-l sari, dar nu trebuie să fii chiar... Cu plasele de la piață. Știi, s-a mai discutat și în întreaga, mi se pare că a fost chiar un proiect din ăsta prin Uniunea Europeană, dar care nu a trecut, cu mutatul trecerii de pieton de la colțul străzilor. Care, părerea mea, sau și de la automat, de la ieșirea din intersecție, este o chestie foarte bună. Pentru că tu degeaba ai o intersecție care se mișcă, care decongestionează traficul, că e girator, că e semaforizat. Dacă imediat ai oprit pentru pieton. Acea trecere de pieton poate fi mutată 50 de metri mai departe și deja e alta situația. Soluțiile acestea cu sensuri regiatorii mi se par demne de aplicat mai des decât da, sunt e cea mai bună metodă de congestiona traficul. Dar, din nou, noi nici în sensul regiatorii nu prea știm să circulăm. E ca mersul pe bicicletă. Totuși, odată ce l-ai învățat, da, rămâi. Contează cum îl înveți. Știi ce mă mai gândisem la o chestie din asta, la o chestie tot în favoarea, atât în favoarea șoferilor, cât și în favoarea pietonilor, aleile dintre blocuri. Sensuri unice. Pe cât mai multe studiate, în așa fel încât să nu avem dublu sens care să iasă într-o arteră principală aglomerată. Pentru că vom aglomera și aleea de ieșire, vom pune un dop, o frână și pe artera principală. Adică, plus că pe o stradă cu sens unic se câștigă locuri de parcare. Da. Oamenii mașinile vor parca
într-o ordine, nu ca atunci când avem dublu sens, când fiecare poate să parcheze cum vrea. Știi ce am văzut eu, de exemplu, în orășele mici, în așa zisele sate din Germania, la intrarea în localitate, este un mic scoar care te obligă să frânezi și să nu mai menții acea traiectorie dreaptă. Te face puțin să atent. Atent, că începe o localitate. Exact. Și automat frânând, vezi și semnul că urmează limită de viteză. Percepi și atunci atenția ta îți este captată și reușești să menții viteza constantă sub limita legală. Ori la noi, decât dacă îți afișează un panou care poate mai este lizibil sau nu, datorită intemperiilor, poate s-a șters vopseaua, s-a fost culcat la pământ, zici că ești în no man's land și dai înainte. Bine, normal ar fi ca toate localitățile să aibă pasarele pietonale, inclusiv cele mici, nu mai vorbim de orașele mari. În afară de DN1, în România nu prea există aceste pasarele pietonale care, părerea mea, că nu costă o avere. Nici nu implică niște studii salvează uriașe, vieți. Dar în primul rând salvează vieți și decongestionează foarte mult traficul. Însă noi alegem de multe ori să punem acele opritoare, limitatoare de viteză, pe arterele principale, crezând că dacă reducem viteza mașinilor, nu vor fi accidente. Din contră, o astfel de barieră, care le știm cu toții, care nu este observată la timp de șofer care circulă pe un drum unde știe că are câteva benzi de circulație, adică cu un 60-70 la oră, că toată lumea așa circulă, poate genera reacții neașteptate. Poate genera, în momentul impactului cu mașina, să dezechilibreze mașina pentru câțiva metri buni și să contribuie la o pierdere a controlului sau la neputința șoferului de a controla mașina. Și mai e o chestiune. Știi cum ți se spune că un șanț sau o bordură trebuie să o abordezi oblic? Da, omul nu o vede. Nu știu. Se trage de volan și automat, poate nu are anvelopele la standardul de calitate cerut. Eu sunt de acord să fie montate aceste opritoare limitatoare de viteză, dar montați-le pe zonele care pierd prioritatea, pe zonele de intrare în bulevardele principale. Adică tu ieși dintr-o zonă rezidențială, automat ai un indicator cu stop. Nu l-ai văzut, n-ai fost atent, dar atunci când vei simți acest opritor cu 5 metri înainte de strada principală, vei avea timp să oprești, pentru că tu după o alee rezidențială nu vei ieși cu 100 la oră. Bine. Se presupune. Nu, sunt multe de făcut și... Da, România stă foarte rău la chestia asta, la prevenția asta de... și la implicarea autorităților în gestionarea și găsirea unor soluții de... care să ne salveze vieți, până la urmă, care să și decongestioneze traficul, dar care să și salveze viețile atât ale pietonilor cât și ale șoferilor. Nimeni nu respectă banda de autobuz. Noi doi am mai filmat niște podcast-uri care nu s-au salvat, din nefericire, mai țin minte ce spuneam atunci. Noi suntem țara lui, mie nu mi se poate întâmpla. În momentul în care nu vom renunța la această cutumă sau gândire defectuoasă, nu vom reuși să avansăm, nu ne va fi mai bine. Dimpotrivă, ar trebui să ne gândim la ce se poate întâmpla rău, să facem tot ce ține de noi, să anticipăm și să corectăm și ulterior ne vom bucura cu toții de rezultatele muncii fiecăruia dintre noi. Da, știi că într-o vreme mai erau și pe la noi campanii din astea și pe șosele cu panouri din astea care spunea condu mai încet, poartă centura și ne întoarcem la prietenii lui Cosmin, la presă. Când ai văzut în presă un articol cu un invitat sau o discuție despre cum se pot salva vieți în 2020 în România, pe drumuri? Tu mă văzuși că stau liniștit aici, scad din gură frumos, mă ascult și să-și ai să-l întărâșcă. Nu puteam decât cu presa. Da, păi știi întrebarea, știi răspunsul. Dacă nu e scandal, nu se vinde. Dacă nu se vinde, nu-l dăm. Adică parcă toți ne axăm activitatea și zona asta online numai pe niște subiecte, pe... Când lumea auto este... Complex, e un fenomen complex și sunt lucruri care dor. Ne încărcăm singuri de negativitate. Singuri. Nu înțelegem că domnul din stânga poate s-a încadrat, domnul din dreapta s-a încadrat greșit. Haide să-l lăsăm. Nu te lasă nimeni, Daniel. Nu te lasă nimeni. Deci, uite, ar trebui să facem un experiment. Pe o stradă cu mai multe benzi, cu trei benzi, să zicem, când vrei să schimbi banda de
de la viteză mică la viteză mare și semnalizezi din timp și traficul, să zicem că permite, dacă tu ai forța și celălalt ar accepta, adică ți-ar doar să ia piciorul de pe accelerație, atât. Nu, din 10 mașini nu te vor lăsa. Pentru că este mentalitatea românului de la statul la coadă cu ăla care se bagă în față. Asta este, nu este altceva în România. În Berlin ai dat semnal pe prima treaptă, adică doar 3 bucăți și deja te-ai încadrat. Nu te va claxona nimeni, nu-ți va da nimeni flash-uri. Dar asta nu înseamnă că tu te vei schimba banda și vei merge cu 30 la oră pe o bandă pe unde se merge cu 60 sau cu 70. Da. Se vorbește într-adevăr prea puțin de ăștia care merg încet. Pentru că și ei sunt au o vină foarte mare în producerea multor accidente. Da, poate au cauzele lor obiective. Se uită în dreapta după un loc de parcare. Dar și ei care merg tare poate au cauzele lor obiective. De ce asta, să nu? Uite, știi, adică, da, cei care merg tare încalcă o reglementare legală. Cei care merg încet merg până la viteza legală. Viteza legală e de 50 de km la oră. Poate să fie și 10. E ușor să cauzi. Am fost săptămâna trecută până la Sinaia. Am găsit vreo câțiva... Cât ai făcut? Vreo 5 ore. Eu merg și bătrânești. Ai făcut bine. Da. Așa, hai ziceți. Toți căutăm locuri de parcare, da? Cât semnalizăm intenția asta? Ai văzut locul, atunci semnalizezi și ai țâșnit în el. De ce nu semnalizezi dinainte? Semnalizează, lasă semnal pe partea pe care vei parca. Acum că vei parca pe stânga și semnalizezi dreapta, e deja fatal. Dar e o manetă în stânga volanului care trebuie folosită mult mai des, nu numai de cei care au BMW. Și la foarte multe manevre, nu doar la depășiri, să zicem. Da. Și asta iarăși ține de fiecare dintre noi. Nu ține cumva și de școala de șofer pe care am făcut-o, dacă nici. Că fiecare tânăr posesor de permis, acolo își formează primele deprinderi. Acolo înțelege ce înseamnă să conduci. Mentalitatea tuturor este că eu știu să conduc, mi-e între decât hârtia. Da, corect, respectiv. Corect, știu. Dar nu pot să acumulez experiență în 40, 60, 100 de ore de condus. Multă lume nu știe ce voi spune acum. Toți am fost începători. În primul an, când aveam o măliguță în geam, tatăl meu a avut o tactică mai bizară. A spus, conduci mai întâi în exteriorul orașului, pentru că nu ai condus în școala de șoferi, da. În oraș ai condus. În oraș mă lași pe mine, în exterior tu. Și abia după un an de zile, când s-a convins de modul în care stăpânesc mașina, cunosc comenzile, m-a pus să, când eram cu el. Da. Așa, când eram singur, conduceam și în oraș. Știi că, apropo de chestia asta, foarte multe administrații locale, gen Ploiești, au interzis la orele de vârf ca mașinile de școli de șoferi să circule pe străzile centrale și aglomeratarea orașelor, care este foarte bună. Exact ce spui tu. Mulți vor spune, da, dar unde să înveți să conduci? Păi întâi trebuie să înveți să conduci pe linii drepte, pe viraje și pe pante ușoare, blânde, iar apoi... Nu prima oră, direct la 12 ziua. În aglomerația urbană. Spuneți-mi, care instructor nu v-a pus direct, hai urcă-te la volan? De unde avea școala de șoferi? Adresa, strada centrală din Craiova. Trebuie să citim mereu. Și să fim dispuși să învățăm. Nimeni nu este perfect. Corect, corect. Dar, din nou, toți trăim după niște reguli ale unei societăți, știi? Care sunt, de fapt, legi ale unui cod rutier. Ele nu sunt scrise acolo de pomană, dar trebuie și updatate la prezent. Și interpretate, nu numai aplicate. Exact. Nu mai vorbim de orașe inteligente, de semaforizări inteligente, de mașini inteligente care... De discuțiile pe care le au acum statele dezvoltate. Exact, exact. În Canada a fost sancționat un șofer pentru că dormea în Tesla. Nu dormea în parcare, dormea în timp ce Tesla îl ducea dintr-un punct în altul. Bine i-au făcut, trebuia să ia permis. Da, culme, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nicio tragedie. Adică tehnologia de pe șoseaua respectivă și din mașina respectivă, legislația lor le permite. Statele europene au legislații diferite, încă nu sunt armonizate și va dura. Americanii sunt pionieri în multe și vor fi în continuare. Noi? Noi?
Îi lăsăm pe ei să-și bată capul. Da, da. Totul, nu, știi că... Dar nici măcar la asta noi nu, nu suntem buni la copiat. Noi probabil o să luăm mașinilor inteligente și o să le facem să le conducem noi. Le modificăm, cred. Le punem pe gaz. Apropo, toți ne plângem de autostrăzi, Bun. Dar dacă o autostradă este greu de construit, de ce nu construim niște lucruri mai mici, gen centuri, la toate localitățile, la toate orașele, să zicem. Că un oraș din România nu e New York-ul, nici cel mai mare oraș, nu e nici cât Manhattan, să zicem. Adică am putea face niște șosele de centură la orașele care sunt cel mai tranzitate de trafic. Cu două benzi și cu acostament, cum sunt ele, dar sunt. Că în timp vom avea legături de autostrăzi între acele axe pe care oricum nu le poate decide România de unde până unde își construiește autostradă niciodată. De ce nu alegem soluțiile astea să facem ce e mai ușor decât să facem ce e mai greu? Că până la urmă undeva un plus de dezvoltare se va simți. Mai avem material și pentru de exemplu, alte episoade. Cum, e foarte greu să ajungi în trending, dar poți face foarte multe videoclipuri. Da. Gen asta. Nu e foarte greu, Mihai, știm rețeta. Adică ce să vorbim, le dezbrac, nu mă dezbrac o să. Rețeta. Când ești pregătit. am putea prezenta mașini, bine, când e cald, să luăm o frunzulică de aia, o punem în părțile puturoase acolo, acoperim. La vară ne gândim și la și să vezi cum suntem pe numărul mondial în trending, nu? Da, oricum, vine anotimpul rece, ziua a început să se micșoreze. Temperaturile au scăzut. Temperaturile scad. Noaptea sunt deja sub 10 grade. Pregătiți-vă mașinile de iarnă, verificați toate sistemele, lumini, frâne, ștergătoare. Soluții de spălat. Soluții, astea sunt... Anvelope. Anvelope. Și cred că singurul sfat care pot, încercați să fiți mai temperați, adică exact ce v-am zis și în alte clipuri de genul ăsta, dacă cineva greșește, nu-i judecați greșeala. Nu amplificați greșeala. Nu amplificați, încercați să completați. Să temporizați. Să fiți salteaua pe care cade cel care a sărit de pe geam. Bă, înjurați în mașină, nu vă dați jos la bătaie, hai că să fie mai real așa. Puteți înjura mașină cât vreți voi, dar nu săriți la bătaie. Eu cred că asta e, cu asta putem porni. Că dacă erai obișnuit să sari așa din mașină, să fii de ăsta nervos și totuși doar te limitezi la a înjura, e un pas înainte. Eu zic că... Cam de aici trebuie să pornim noi. Realist vorbind. E tot o energie negativă. Dacă ești calm dar și încerci... Dar nu putem să fii zen acum, că... Nu poți să fii. Dar dacă înțelegi un lucru, înțelegi altcumva. Nu-l înțelegem. Și eu sunt convins că nici nemții, nici mama americană, nici cel mai... Nu știu dacă mă aude și cred că vorbesc degeaba. Dar eu... Suntem oameni și ne enervăm. Eu nu cred într-o chestie din asta, suntem noi mai altfel decât alții. Nu, dar... Suntem latini, în primul rând. Asta ziceam. Dacă doar înjurăm în mașină și nu ne dăm... Știi, cumva... deschidem ușa, e un pas înainte. Știi, într-adevăr, în România se circulă greu. Se face timp, se fac ore bune pe distanțe scurte. Dar asta este situația. Trebuie să îți dezvolți psihicul încât să faci, să reziști la acest stres. Bă, trebuie să ajung la Iași? Păi voi face 12 ore. Dar ajung acolo nu dărâmat, ajung acolo totuși cu zâmbetul pe buze și în siguranță. Zisești tu ceva când îl sfătuiai pe un amic de-al nostru care a ajuns la București mai repede decât era cazul? Că de mai repede decât o motocicletă? Decât mai repede pe lumea asta, mai bine... Decât mai repede pe cealaltă, mai bine mai încet pe lumea asta. Pe lumea asta, exact. Adică exact cu ce trebuie să. Pe drumurile astea din România, dacă te vei grăbi, nu vei câștiga un timp la 100 de kilometri în ritm parcurs în ritm alert sau în ritm normal, câștigi 10 minute. La un poate maxim 10 minute. La un drum de 500 de kilometri vei câștiga 50 de minute. Adică nimic. Adică nimic. Comparând cu o viață. Cu 50 de minute toate consecințele. Bine, ăsta 50 de minute poate noaptea atunci când nu e circulație, să zicem. Dar pe zi sunt alte prinzi un
prinzi unul de ăsta de merge cu 50 și ăla, distanța, diferența dintre tine și ăla pe care l-ai depășit în urmă cu 10 km, asta e. Adică, nu cred că sunt chiar atât de mari. Eu am zis 10 minute e mult. Da, da, da. Dacă, la fiecare 100 de kilometri. Îl rugăm pe băiatul respectiv da. Să facă și acest test. Ce test? Că nu-mi dau seama. Cum ar putea să facă? Păi este un specialist al lumii auto, se descurcă. Hai. Hai că dacă mai stă mult îl dăm în gât. Da, da, da. Hai, pa, pa. Pa, pa. La revedere.